Horoscopul zilei de azi. Horoscopul zilei Berbec. Zi propice pentru comunicare. Orice probleme importante pot fi discutate. Nu contează dacă merge vorba de muncă sau creativitate, finanțe sau viața personală. În orice caz veți putea găsi o soluție cu adevărat genială. Înțelegând clar care sunt obiectivele tale adevărate, respingi orice oportunități dubioase, salvându-te astfel de grijile inutile. Pot apărea idei de muncă și afaceri minunate. În curând, veți prelua implementarea lor cu entuziasm, dar între timp aveți posibilitatea să vă gândiți la toate până la cele mai mici detalii. Taur. Încercați să nu vă supărați din cauza unor fleacuri în prima jumătate a zilei. În acest moment este posibil ca lucrurile să nu fie exact așa cum ați dori, dar în curând situația se va schimba. Tendințele pozitive vor căpăta forță. Veți rezolva rapid cele mai importante sarcini, fără de a face greșeli. Cunoștințele acumulate recent vor fi utile. Vei fi surprins cât de utile sunt. Simțul umorului și optimismul te fac deosebit de atractiv și te ajută să faci cunoștințe interesante. Este posibil ca cineva să se îndrăgostească de tine la prima vedere, dar cu siguranță nu vă veți pierde capul. Gemeni. Amintiți-vă că oamenii care fac promisiuni ușor nu le respectă întotdeauna. Din păcate, cineva poate încerca să-și îmbunătățească afacerile pe seama ta sau să-ți folosească talentele în avantajul lor. Ascultă-ți intuiția, îți va spune de cine să stai departe. Restul zilei merge bine. Este potrivit atât pentru activități familiare, cât și pentru a prelua ceva complet nou. Decizi repede pe ce să te concentrezi acum și ce să amâni. Rac. Ziua merge bine, dar nu aveți suficiente motive pentru bucurie. Creați-le singur. A sosit timpul să vă întoarceți la un vechi hobby, să vedeți persoana pe care ați ratat-o anterior, să vă mulțumiți cu niște cumpărături plăcute. Sunt posibile încasări de numerar din surse neașteptate, precum și oferte de locuri de muncă interesante. Nu vă grăbiți să răspundeți. Aveți timp să acumulați mai multe informații, să vă gândiți bine, să vă consultați cu persoane în care aveți încredere. Leu. O zi minunată pentru cei care au decis de mult timp cu obiectivele și cum să le atingă. Odată ce ai un plan, încearcă să te ții de el. Orice experimentare trebuie să fie bine gândită. Nu ar trebui să riști acolo unde totul este stabil. Va fi util să vă consultați cu persoane în a căror experiență aveți încredere. Cu siguranță vă vor spune cum să procedați cel mai bine. Achiziții și oferte bune, precum și cadouri neașteptate, sunt probabile. Unii lei vor obține ceea ce au visat în secret de mult timp. Surprizele romantice nu sunt excluse. Fecioară. O zi bună pentru a începe noi afaceri. Atât cunoștințele vechi cât și cele noi ajută de bună voie la ele. Entuziasmul tău este contagios, aproape nimeni nu poate rămâne indiferent față de ideile și planurile pe care le împărtășești. Rețineți că trebuie să lucrați din greu pentru a avea succes. Eforturile nu se vor pierde, veți primi chiar mai mult decât vă așteptați. Seara sunt posibile încasări de numerar, inclusiv din surse neașteptate. Nu vă grăbiți să risipiți ceea ce ați primit. Acum sunteți predispus la puțină frivolitate și puteți cumpăra orice. Puțin mai târziu, va exista șansa de a gestiona finanțele mult mai înțelept. Balanță. O zi bună pentru a schimba ceva în viață. Aici vă puteți baza pe intuiție. Nu vă va dezamăgi, vă va spune cu promptitudine ce trebuie făcut, la cine să apelați pentru ajutor, despre ce merită să vorbiți și ce este mai bine să nu împărtășiți încă. Pentru alții nu este întotdeauna clar de ce faceți anume așa și nu altfel, dar nimeni nu îndrăznește să vă învețe cum să faceți. Sunt posibile încasări de numerar, inclusiv din surse neașteptate. Unele balanțe vor recupera datoriile vechi, aproape uitate. Acest lucru va fi foarte util. Vă puteți permite niște achiziții plăcute sau divertisment neplanificat. Scorpion. Zi profice în ceea ce privesc relațiile romantice. Acordați o atenție maximă persoanei pentru care sunteți deosebit de drag. Încercați să petreceți mai mult timp împreună. Va exista posibilitatea de a vorbi despre multe. Conversațiile sincere vă ajută să vă cunoașteți mai bine, lăsând dezacordurile în trecut. Sunt probabil noi cunoscuți.
este posibil ca astăzi să întâlniți o persoană care vă este foarte apropiată în spirit și viziunea asupra lumii. Noi relații se pot dezvolta rapid și este puțin probabil să aveți ceva împotriva lor. Săgetător. Ziua norocoasă din punct de vedere financiar. Sunt posibile încasări de numerar, restituirea datoriilor vechi. Vă bucură întâlnirile cu prietenii. Te vei distra alături de ei. Sigur că există lucruri care te vor captiva cu adevărat. În prima jumătate a zilei va exista o oportunitate de odihnă și recuperare, în timp ce în a doua jumătate a zilei merită să faci ceva util. Puteți face față la ceva la care mâinile nu au ajuns de mult timp sau puteți finisa ceea ce ați început cu mult timp în urmă. Potențialul vieții este ridicat și chiar cu eforturi serioase nu vă simțiți obosiți. Capricorn. Zi calmă de bun augur. Va fi ocazia să vă relaxați și să vă recuperați, să petreceți timp cu prietenii sau rudele. Apar noi idei și planuri. Nu vă grăbiți să le puneți în aplicare. Pentru acțiuni decisive, acum nu este cel mai bun moment. Așteptați un pic. Cu siguranță, intuiția îți va spune când va veni momentul să acționezi. Coincidențele norocoase sunt probabile. Cadouri și surprize plăcute sunt posibile. Seara este potrivită pentru comunicarea cu cei mai apropiați oameni. Merită să discutați ceva despre ce nimeni nu a mai îndrăznit să vorbească în glas. Vărsător. Puteți face achiziții, inclusiv cele mari. Aici intuiția nu te dezamăgește. Nu irosești bani, alegi lucruri care să te încânte pe tine și pe cei dragi pentru o lungă perioadă de timp. Se remarcă influența tendințelor pozitive și în alte sfere ale vieții. Puteți finaliza lucrarea începută mai devreme, rezolva câteva probleme care vă bântuiau pe dumneavoastră și pe cei dragi. De multe ori, îți vin idei care nu au mai trecut prin minte nimănui. Alții pot fi uimiți de cât de neobișnuită este viziunea ta despre multe lucruri. Pești. Ziua comunicării plăcute. Întâlniri interesante așteaptă mulți reprezentanții semnului. Nu sunt excluse cunoștințele care vor fi utile în sensul afacerii. Reușiți nu numai să faceți o impresie bună, ci să vă comunicați ideile în așa fel încât ceilalți să fie interesați de ele. Seara va fi dedicată preocupărilor în familie. Veți fi bucuroși de ocazia să aveți grijă de cei dragi. Acesta este un moment bun pentru a discuta planuri generale. Este posibil să vă revizuiți prioritățile, să decideți să vă concentrați asupra celor lucruri la care nu ați acordat importanță înainte. Horoscop zilnic.